Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la webinarul organizat de doingbusiness.ro despre Rethink Strategy, cum să facem să mergem înainte după perioada pe care am traversat-o. Doingbusiness.ro ne invită să vedem ce se întâmplă în supply chain, producție și logistică și în retail, invitând o serie de speakeri care să ne povestească despre cum au trăit ei această perioadă, cum și-au optimizat activitatea, cum și-au organizat businessurile în această perioadă. Iar invitații din această zi sunt, în ordinea, să zicem, în ordinea prezentărilor, Marius Meleșteu, directorul general al Strauss România, urmat de directorul pe Europa de Centrală și de Est pentru inteligența artificială de la Microsoft, Dmitro Turcin, apoi de la Postis, Radu Țoncu, Chief Marketing Officer, urmat de Lucian Preda, de la Setrio, managerul diviziei de logistică. Toți aceștia vor povesti din experiența lor sau vor împărtăși soluții care ajută businessurile să depășească momentele dificile, dar în primul rând să se optimizeze. Până atunci însă, voi deschide acest webinar cu o prezentare. Deocamdată am un pic de probleme tehnice, dar sper să le rezolv. Ok. O secundă. Ca de obicei, se întâmplă astfel de lucruri. Sper că se vede. Prezentarea mea de astăzi încearcă să pună în context ce s-a întâmplat în supply chain, pentru că cu precădere despre el vorbim. Dar bun, atunci e momentul să mă prezint și eu. Numele meu este Roxana Baciu, sunt director executiv al companiei de research MedNet, o companie care activează pe piața românească de mai bine de 20 de ani și are experiență cam în toate domeniile. Am făcut tot felul de studii în toate domeniile. Am pus aici pe ecran you name it, pentru că chiar am făcut cam orice. O secundă. Am o eroare, nu știu de la ce, și nu pot intra live, se pare. Nu-mi dau seama, poate mă ajută cineva dacă se vede prezentarea mea. Se vede, Roxana. Acum e live. Da. Dar, o să te rog să o deschizi din nou. Se vede? Da, e în live acum. Bun. Nu voi repeta ce am spus. Voi pune doar în context webinarul de astăzi. Suntem o agenție de research relativ mică. Începusem anul cu planuri foarte mari. Începusem în forță lunile ianuarie și februarie și începeau să se vadă rezultatele. Doar că la jumătatea lunii februarie ce s-a întâmplat este că din piețele externe pe care aveam proiecte au început să vină semnale de amânare a proiectelor. Și atunci pentru noi s-a ridicat un semn de întrebare cu privire la cum vom gestiona perioada care urmează. Ce am făcut printre altele? Am încercat să și aflăm ce se întâmplă. Era început, lumea încerca să se adapteze mental la care venise peste noi și atunci ne-am gândit, ok, este o perioadă, perioada de izolare, o să o depășim cumva, dar ne interesează să vedem și ce vom face după. Ce vom face după în ideea de a vedea care sunt sectoarele de activitate care își vor reveni, să zicem, cel mai repede.
De aceea am făcut două studii. Care sunt așteptările românilor după perioada de criză și un studiu legat de supply chain. De ce? Pentru că vorbim cu clienții noștri, am realizat că au mari probleme, fie din cauza faptului că nu mai au cerere, fie pentru că au supracerere. Și ne-am gândit, hai să vedem ce se întâmplă un pic în supply chain în această perioadă. Cam așa s-au născut aceste două studii, pe care vi le prezint pe scurt, doar pentru a pune în context prezentările speakerilor pe care am invitat astăzi. Dacă și reușesc să trec mai departe. Mă ajută cineva cu ce se vede acum pe ecran? Da. Ai trecut mai departe, trece mai departe de prezentare. Acum ești la slide-ul cu expectation after COVID. Perfect, perfect. Bun, i-am întrebat pe oameni ce așteptări au după ce se termină perioada de izolare. Ce am descoperit de fapt este că vom păstra comportamente pe care le-am achiziționat în această perioadă. Fac aici o paranteză, este un chestionar realizat pe 1000 de respondenți, deci este reprezentativ la nivel urban pentru România. Undeva la sfârșit de martie, început de aprilie, deci în plină perioadă de lockdown. Este foarte important să ținem minte aceste date pentru că ele explică foarte mult rezultatele. Eram în perioada în care nu prea înțelegeam exact ce se întâmplă, încercam să ne adaptăm mental la noua situație și foarte important, nu aveam vizibilitate asupra datei când urma să ieșim din starea de urgență. Știam doar la acel moment că va fi prelungită. Bun, și în acest context, ce spun oamenii că vor să facă după ce terminăm perioada de izolare? Răspunsurile se referă foarte mult la faptul că vrem să petrecem mai mult timp cu cei apropiați, cu familia, că vom fi mult mai atenți la sănătatea noastră și a familiei, că vom continua să respectăm regulile de igienă pe care le-am achiziționat în această perioadă. Iar în ceea ce privește aceste comportamente care vor rămâne cu noi, observați faptul că o treime dintre respondenți spun că vom continua să facem stocuri de alimente și medicamente, da? Ceea ce mi se pare foarte important apropo de ce discutăm astăzi. Vom găti mai mult în casă, da? Vom mânca mai mult în casă. Vom cumpăra mai mult de la producătorii români. Apropo de supply chain și de faptul că o barieră importantă a producătorilor români pentru a fi integrați este tocmai cea legată de integrarea lor în lanțul de aprovizionare. Dacă ne referim la comportamentele de exterior, un procent mai mic spune că va continua să, nu știu, să ia masa în oraș mai des sau că va cumpăra mai mult. Cumva am împărțit acest studiu în niște zone, da? Ce facem în interior, ce facem sau cum ne exprimăm în exterior. Iar activitățile care țin de exterior țin mai degrabă de timpul petrecut în aer liber, dar cu prietenii și familia, nu neapărat în zone cu interacțiune de populație foarte multă, da? De evenimente, spectacole. Ce vom mai face? Apropo de cum vedem viitorul din punct de vedere al serviciului, al activităților profesionale. La fel rămân cu noi câteva comportamente pe care le-am achiziționat acum, cum ar fi exact ceea ce facem și noi acum, videoconferințele, vorbim mai mult la telefon, vom înlocui destul de mult călătoriile. Și vom economisi, da? Vedeți că peste jumătate din respondenți au spus vom economisi. Și aproape jumătate din ei spun pe de altă parte că vor să plece și în vacanță, asta pentru că într-adevăr perioada de izolare își spune cuvântul. Vom pleca în vacanță, dar în România foarte mulți dintre noi. În ceea ce privește achizițiile majore, aici vom fi foarte, foarte precauți și vedeți că procentele se învârt în jurul la 10, da? Probabil că achizițiile mari intră în zona de precauție.
Dacă ar fi să rezum, tot ce înseamnă activitate care presupune partea de casă, de interior, petrecerea timpului liber cu prietenii, cu familia, ele sunt favorizate. Dacă e vorba de acțiunile din afară, de cheltuielile mari, aici va fi foarte multă precauție. Apropo de comportamente și modul în care această perioadă ne-a schimbat. Am sondat un pic cumva inteligența colectivă sau înțelepciunea colectivă și am vrut să vedem ce cred oamenii despre o potențială nouă criză. Și iată că aproape jumătate dintre noi credem că va fi posibilă una într-un viitor oarecare. Cam acesta este contextul, să zicem, la nivel uman, la nivelul populației generale. Dar așa cum spuneam, am observat o grămadă de implicații și în supply chain. Au fost oameni care ne-au spus că nu pot face față producției, au fost oameni care ne-au spus că au intrat în blocaje. Și atunci ce am făcut, cu ajutorul, iată, prietenilor mei de la doingbusiness.ro, am încercat să vedem cum au fost afectate businessurile în această perioadă. Nu s-a dorit a fi neapărat un studiu reprezentativ. Cine a dorit să răspundă a fost bine primit, dar ce a rezultat a fost, mi se pare, o reprezentativitate destul de bună a industriilor, ca și a dimensiunii businessurilor. Și vedeți aici care este distribuția. Ce au spus oamenii, majoritatea dintre ei au fost afectați foarte mult la nivel de business, da? Iar industriile cele mai impactate, desigur, au fost Horeca, turismul, comerțul. Când ne gândim la comerț, trebuie să ținem cont și de comerțul non-alimentar, care a fost foarte mult afectat. Pe de altă parte, sunt industrii, sunt sectoare care nu au fost atât de afectate sau au fost impactate într-o măsură mai mică. Ce ne-a impactat cel mai mult? Furnizarea de materii prime. Da? Aici oamenii au spus că au avut probleme majore, de toate felurile. De la furnizorii de materii prime care și-au încetat activitatea, până la dificultăți în a achiziționa materii prime, creșteri de prețuri pe lanț, furnizori care au redeschis contractele, le-au renegociat, până și furnizori care unilateral au decis să schimbe condițiile contractuale. La fel, relațiile în amonte și în aval cu clienții, da? Au fost perturbate și de bună seamă că da, pentru că orice gâtuire pe acest lanț produce perturbarea, se propagă această perturbare. Și desigur, faptul că am fost nevoiți să lucrăm de acasă a creat mari probleme companiilor. Printre, să zicem, aspectele cel mai dificile au fost reorganizarea shifturilor, reorganizarea depozitelor, crearea de culoare, crearea de modalități de a împiedica interacțiunea dintre colegi, astfel încât să poți să ai personal la dispoziție. Dacă ar fi să ne uităm un pic la partea umană, pentru că până la urmă aici au apărut cele mai mari probleme, faptul că oamenii au trebuit să lucreze de acasă într-o mare parte a creat mari probleme. De la, nu știu, chiar de la simpla modalitate de comunicare până la impactul asupra productivității, asupra modalității de a gestiona echipele și așa mai departe. Evident că toate călătoriile au fost amânate, iar au fost oameni care spuneau că faptul că am trebuit să lucrăm în acest mod le-a perturbat foarte tare business-ul, pentru că sunt sectoare în care vânzarea este determinată într-un procent covârșitor de interacțiunea face-to-face. Am întrebat oamenii în ce măsură planurile de continuitate a business-urilor au funcționat. Peste 70% dintre cei care au răspuns întrebărilor noastre aveau astfel de planuri de continuitate la nivelul companiilor, dar principalele măsuri pe care le-au adoptat, evident, au fost cele de igienă,
și de protecție a oamenilor, a personalului. Dacă ar fi să facem un soi de rezumat al challenge-urilor pe care le-au trăit companiile, până la urmă, cumva, întrebările noastre referitoare la supply chain s-au translatat la nivel de business general, da? Și oamenii au spus că principala lor problemă a fost lipsa materiilor prime sau, mă rog, dificultatea de a le achiziționa, cauzată de ce spuneam mai devreme, de creșterea prețurilor, de haosul care s-a produs în transport, de cozile de la vamă și așa mai departe. Creșterea sau descreșterea cererii, au fost participanți care au spus că business-ul le-a scăzut brusc cu 50%. Problemele de cash flow, și asta este, o să vedeți mai departe, o lecție importantă a perioadei. Evident, problemele cu personalul și dincolo de faptul că oamenii au lucrat de acasă sau că au fost create sau au fost recreate ciclurile și așa mai departe, managerii spun că un aspect foarte important este starea emoțională a oamenilor. Până la urmă, toți avem familii și pe toți ne preocupă starea de bine a celor apropiați, așa cum am văzut de fapt și în studiul anterior. Lipsa de predictibilitate, evident, și costurile care au crescut în această perioadă foarte mult. Care au fost principalele lecții, am întrebat pe oameni, ale perioadei de pandemie? Always be prepared for anything. Acest anything ascunde de fapt faptul că până la urmă supply chain-ul sau, mă rog, lanțurile, toate sistemele, tot ce avem in place, nu au fost capabile să prevadă și să gestioneze un risc de asemenea proporții, ca cel pe care l-am trăit acum. Da? Acest anything spune mai degrabă mirarea, uimirea, surpriza pe care am trăit-o în fața acestui challenge. Desigur, nu suntem pregătiți pentru o criză, spun unii probabil mai supărați, dar cineva a spus că ceea ce l-a salvat în perioada asta, și iată că revenim tot la factorul uman, a fost faptul că a avut sau că are o echipă foarte bună, construită în timp, o echipă loială și asta i-a ajutat foarte mult. Dezvoltarea unei infrastructuri IT mai bune, da. Ce m-a surprins însă să constat, au fost foarte multe răspunsuri deschise în acest chestionar, i-am lăsat pe oameni să spună efectiv ce-i doare, dar nu am întâlnit nicăieri cuvântul digitalizare, nicăieri spus ca atare, ca și soluție pentru eficientizarea supply chain-ului. Să zicem că putem să spunem că better IT infrastructure ar putea include și digitalizarea, dar ca atare n-a fost menționată. Not counting on authorities, e clar că oamenii așteptau un ghidaj de la autorități, autoritățile au fost la fel de confuze ca și noi, dar până la urmă, ca observator din afară, am admirat foarte mult mediul de business privat care s-a mobilizat, mi se pare, exemplar și cumva ne-am dat seama că până la urmă cel mai bun ajutor este ajutorul pe care ne-l dăm singuri. Aș închide într-o notă semi-optimistă sau semi-amară, depinde de unde te uiți. Răspunsul unui participant care a spus că a devenit foarte aware, foarte conștient de fragilitatea lanțului de aprovizionare, de fapt, care depinde de IT și de un număr foarte mic de oameni. Asta mi s-a părut cumva sumarizarea tuturor opiniilor, tuturor declarațiilor celor care au participat la acest studiu. Cam ăsta este contextul pe care noi l-am surprins la Mednet despre ce s-a întâmplat din punct de vedere uman și din punct de vedere business în această perioadă. Dar cred că e mult mai interesant să trecem la lucruri concrete, să vedem cum s-au întâmplat, cum au trăit în practică business-urile. Astfel că i-aș da cuvântul domnului Marius Meleșteu de la Strauss,
să ne povestească perspectiva domniei sale asupra perioadei și asupra optimizărilor pe care le-a implementat la Strauss de-a lungul anilor ca și sursă de avantaj competitiv, să spun așa. Marius, te rog. Bună dimineața tuturor, mulțumesc, Roxana. Să încep totuși prin a mă prezenta. Nu știu câți dintre cei care participă mă cunosc. Sunt Marius Meleșteu, conduc Strauss România de acum 11-lea an. De 25 de ani lucrez în consumer goods, FMCG, cum îi spunem noi, în Unilever, Heineken, diverse joburi. Ăsta este primul meu job de GM și am avut, deci, decizia și impactul direct în supply chain. Câteva vorbe despre Strauss, ca să înțelegeți contextul. Strauss este un grup internațional, israelian, este o afacere de familie cu o prezență relativă pe câteva continente, inclusiv în Brazilia, cu mai multe linii de business, dintre care una este businessul de cafea. Noi în România suntem Strauss Coffee România, deci producem doar cafea și vindem, evident, pe piața românească. Ne considerăm un producător local, pentru că brandul pe care sau brandurile pe care le marketăm sunt branduri locale. Este specificul Strauss, producția de mărci locale. Și asta mă duce mai departe către supply chain-ul nostru, ca să ajung la subiect, care este până la urmă un mic producător local, comparativ cu marile companii din același domeniu sau din domenii similare care au lanțuri integrate la nivel european. Am avut șansa să lucrez în câteva dintre ele, și în Unilever și în Heineken. Strauss este un producător local. Da? Și ca să fac legătura cu subiectul nostru de strategie, singura noastră șansă sau una dintre șansele de a rămâne competitivi de-a lungul timpului, neavând suficientă dimensiune sau scale față de ceilalți jucători din industria noastră, din cafea, a fost digitalizarea lanțului de producție până la urmă. Asta am început să o facem de mult timp. Compania, după știința mea și mai ales în comparație cu jucători de talie similară, este bine și am avansat foarte mult în automatizări. Capacitatea noastră de producție este foarte, foarte avansată. În primul rând, ca să înțelegeți complexitatea, noi lucrăm cu cafea. În producție, majoritatea costului vine din costul cafelei, da? Care este determinat de pursă. Deci este foarte puțin, avem o influență foarte mică asupra acestui cost, în costul produsului, costul cafelei verzi, pe care o importăm din circa 20 de surse transcontinentale, un supply chain foarte lung, cu vapoare, camioane, majoritatea volumelor le aducem prin portul Constanța, forecastul trebuie făcut cu 3 luni înainte. Deci componenta asta este o componentă relativ greu de controlat, până la urmă care e prețul cafelei, ăla este. Cumpărat de pe bursă, cumpărăm de pe două burse, New York și Londra. Și atunci rămâne ce? Rămâne partea de ambalaj. Nu? Packaging, care contează foarte puțin, de fapt, în costul produsului. Dacă dăm și asta la o parte, focusul a fost evident pe eficientizarea producției în Strauss România. Am început de mulți ani să facem asta. Complexitatea noastră este destul de mare pentru o capacitate de, să zicem, 10.000 de tone, deși asta este relativă, pentru că
o capacitate, nu, una e capacitatea de prăjire, capacitatea de ambalare în diferite formate, cu timp de schimbare a formatelor și așa mai departe, și circa 200 de coduri, de SKU-uri, cum le numim noi în industrie. Deci, cam asta e poza. Bun. Și ce am făcut? Cum am reușit să eficientizăm această capacitate de producție, care este relativ mică? Prin foarte multă automatizare. Am pornit de mulți ani. Noi suntem la al doilea, să zic, set de roboți industriali. Am avut un set de roboți industriali pe care i-am cumpărat în 2009, de tipul pick and place. Ei au devenit, la un moment dat, nu mai puteam să dezvoltăm, să scoatem mai mult din ei și a trebuit să-i schimbăm. Și avem acum alți roboți. În total sunt patru roboți cu care lucrăm, doi de tip pick and place, doi de tip paletizori și un AGV, care înseamnă Autonomous Guided Vehicle. Este un robot care preia paleții care au fost deja completați de roboți și transportă către locul de înfoliere, de paletizare și mai departe către depozit. Am mai făcut câțiva pași. În 2011 am construit un depozit lângă fabrică. Ne-am făcut toate calculele atunci, era cea mai eficientă soluție. Mă rog, sistemul de finanțare nu este relevant pentru discuția asta, dar l-am construit lângă fabrică și am salvat enorm de mulți bani, dar și timp, prin legarea directă de pe liniile de producție, direct în depozit. Totul este făcut pe un ERP SAP, pe care l-am implementat în 2011 și care funcționează impecabil. Astfel că acum suntem, efectiv noi putem produce aproape orice tip de cafea, în orice tip de ambalaj, cu foarte puțini oameni. Chiar ieri am numărat câți oameni au fost în total producție, de la partea de camera de control a cuptoarelor de prăjire până pe liniile de ambalare, unde avem 3 operatori pe toată fabrica. În total, ieri au fost 20 de oameni. Deci e foarte puțin. Când am început fabrica asta, aveam, cred că doar fabrica se apropia de 200 și ceva de oameni. Acum lucrăm cu circa 50. Foarte mult am investit în două schimburi. O paralelă, că am ajuns la oameni cu coronavirus, ce am făcut la fabrică. Fabrica a funcționat permanent, fără oprire. Am introdus niște sisteme de protecție, nu nimic sofisticat, dar clar pentru oameni, schimburile bine separate, să nu se... să fie cât mai puțin contact între oameni, toate măsurile de siguranță, așa cum au fost mediatizate intens, cu măști de protecție, cleaning, dezinfecție și așa mai departe. Și nu am avut niciun caz, nicio problemă până acum. Din punct de vedere al sistemelor și al proceselor, am lucrat mult și la asta. Avem toate sistemele relevante, de la ISO 9001, 14001, 18000, 22000, HACCP și 50000, care este un sistem de management al energetic. 50000 l-am obținut recent. Încă un punct și aș vrea să... E foarte util, cred, pentru foarte mulți care au astfel de capacități de producție. Noi am introdus de 2 ani de zile panouri solare. Panouri solare fără acumularea în sisteme de baterii, cu care reușim în vârf să acoperim, când este soare, 30% din necesarul de energie electrică al fabricii. Anualizat, reușim să obținem între 9 și 10% din totalul
necesarului energetic de energie electrică din panouri solare. Payback-ul este, cred că, în jur de 3 ani. Sigur, recomand, dar fiecare știe cum vrea să-și facă investițiile, dar este din nou, cred, util și interesant pentru cei care ne ascultă să știe că astfel de lucruri există, funcționează foarte bine și în capacități industriale, nu numai în locuințe sau consumuri mai mici. Complexitatea fabricii, datorită complexității pieței, a crescut și prin adăugarea unui alt mod de a prăji sau de a produce cafea, a trebuit să ajungem și să creăm o zonă de producție artizanală. Pentru că sunt foarte pe segmentele de Horeca, cererea de produse care au calități diferite, superioare, prețuri mari, dar sunt volume mici, trebuia să umplem și această cerere, nu am stat deoparte și am creat, dacă vreți, ca o microsecție în fabrică, care este efectiv producție artizanală. Asta n-are nimic de a face cu digitalizarea și cu eficiența, este doar un roaster foarte performant, sigur cu proces controlat, digital, proces de prăjire, nu este nimic după ureche, dar aici a trebuit să găsim un compromisul de a introduce și volumele astea mici cumva, ambalarea este manuală, destul de costisitor, dar eficient. Până la urmă depinde foarte mult ce vrei să obții și nu puteam să creăm niște linii automate pentru niște volume foarte mici. Care ar fi, în primul rând, problemele cu care ne-am confruntat permanent și cel puțin eu? În primul rând, demand forecast. Deci, după părerea mea, e una din problemele cheie ale în industria noastră, care afectează producția și supply chain-ul. Este destul de greu de găsit un forecasting rezonabil care să nu dea peste cap în anumite momente o fabrică sau producția sau. Și asta ține de multe, ține de retailer, de modul lor de lucru, de puterea lor, de dorința sau nu de a share-ui informații, nivele de stoc, și atunci, la un moment dat, devine dificil pentru producători să răspundă unor vârfuri de demand. O soluție de artificial intelligence probabil că ar fi foarte utilă, un software care să poată adapta cumva și să creeze mai multă predictibilitate și mai puține variații mari în demand forecast. Eu tot caut, explorăm în continuare, ne uităm și la diverse soluții de artificial intelligence, nu numai pentru forecasting, dar în general. Sunt foarte multe procese care pot fi ușurate prin soluții de artificial intelligence. Încă nu am găsit, avem niște proiecte, vrem să avansăm în domeniul ăsta și sunt convins că ăsta va fi viitorul. Din fericire, noi plecăm de pe o platformă rezonabilă, să zic, să nu fiu arogant acum, dar faptul că am avut abilitatea să anticipăm și că am fost forțați de industrie cumva să rămânem competitivi neavând scale față de alți jucători, pentru că în supply chain și în manufacturing, până la urmă, în afară de calitatea produsului, competitivitatea se rezumă la eficiență, la abilitatea de a produce la un cost cât mai bun pentru a fi competitiv în piața în care operez. Și atunci noi am fost forțați de poziția asta noastră din piață să implementăm și să ne focusăm foarte mult pe digitalizare,
pe sisteme performante. Mai sunt, sigur, probleme de integrare. Da? Aici nu e așa de ușor, pentru că lucrăm cu foarte multe sisteme. Ele au fost create în timp. Sigur, avem ERP-ul care este SAP, dar avem sisteme de raportare automatizate. Forța de vânzări, de exemplu, lucrează pe o platformă pe care am introdus-o în 2010-2011. Aproape că noi nu lucrăm cu Excel. De ani de zile nu lucrăm cu Excel. Și toată lumea are rapoarte foarte bine construite în ClickView și accesibile de oriunde. E o platformă mult mai ușoară pentru BI. Și din ClickView sunt o grămadă de link-uri către diverse departamente, inclusiv controlling și logistică și producție. Mai este o zonă în care am fost, să zic așa, am anticipat partea de comerț online și e-commerce. Noi am început din 2015 să lansăm și am intrat în crearea unei platforme de vânzare online. Acum avem două magazine online ale noastre, BeansCafe.ro și Don Cafe Fresh, pe care l-am transformat acum în perioada de coronavirus în Don Cafe Market și pe care am mai adăugat produse. Nu este un volum uriaș, dar este foarte util. Sigur, acum în perioadele astea am vândut bine de tot. Mai departe, am intrat, având și înțelegerea vânzării în e-commerce și digital, am intrat și în platformele și prin vânzarea celor mai mari retaileri, toți care au platforme deja și vând mai departe. Iarăși este o zonă pe care eu cred că toată lumea ar trebui să o explore și să nu o ignore, pentru că ea va continua să crească. Dacă este ceva cu care vom rămâne după coronavirus, cred că digital, e-commerce, working from home, tot mai mult, astea sunt lucruri care vor rămâne. Referindu-mă la lucrul de acasă, eu am închis biroul, să zic așa, pe data de 10 martie, un pic înainte de autorități, și am putut să trecem în lucru de acasă instantaneu, pentru că toată lumea avea laptopuri deja, în toate nivelurile de... În fabrică, peste tot, noi nu lucrăm cu desktop-uri. A fost o decizie pe care am luat-o mai de mult pentru a ușura mobilitatea și pentru a, dacă vreți, am și anticipat cumva, nu știu cum să spun, dar desktop-ul ăsta era și inestetic și mare și ocupa mult loc și așa mai departe. Diferența de cost nu e colosală, e doar dacă vrei să o faci, o faci, e simplu. Și am trecut pe laptop. Și a fost foarte simplu apoi să trecem și să lucrăm de acasă. În continuare se lucrează de acasă. Aici avem mai multe clădiri. Am 71 de oameni care lucrează de acasă. Tot ce înseamnă birouri, de vânzări nu mai vorbesc, ei oricum sunt pe teren. Deci iarăși am fost inspirați, ca să zic așa, și am reușit să ne repliem rapid cu lucruri de acasă și funcționează totul perfect. Avem o platformă bună IT, avem servere performante, avem un control bun, poate ține și de, nu știu, de faptul că suntem o companie israeliană și în Israel este foarte mult focus pe tehnologie, digitalizare. Și cumva am urmat și noi toate sfaturile și toate direcțiile pe care le-am primit de la companie. Cam asta ar fi povestea, să zic, Strauss România. Din punct de vedere business ar putea fi mai bine, n-a fost chiar atât de rău. Noi până la urmă vindem cafea, într-adevăr Horeca este afectată grav, nu-mi imaginez cum vor porni oamenii ăștia din nou locațiile. Dar partea de retail și e-commerce au funcționat aproape fără întrerupere și la același nivel ca și înainte.
Mulțumesc frumos pentru atenție și cred că avem o sesiune de Q&A la final. Mulțumesc, Marius. Îți mărturisesc că ai făcut viața grea moderatorului, pentru că orice întrebare îmi venea în minte pe parcursul speech-ului tău, în secunda 2 tu răspundeai la ea. Totuși, aș vrea să te întreb în ce mod v-a impactat pe voi, dacă v-a impactat această perioadă, dacă e să spui ceva semnificativ, ce ai spune? Sigur că ne-a impactat. În primul rând, canalul ăsta de vânzare away from home, cum numim noi, care înseamnă nu numai Horeca, înseamnă și vending, toate soluțiile de vending, care sunt o mare parte dintre ele legate de site-uri industriale uriașe de tip Dacia, Renault, Ford, care au fost închise, deci consumul a scăzut acolo, și legate de asemenea de offices, de birouri. Nemai având canalele astea, aproape au dispărut. Ok, vending-ul, cum îl numim noi, a rămas la un nivel 30-40%, să zic, dar Horeca putem să o considerăm zero. Am înțeles. Cum prevezi că va reporni totuși? Ok, e greu, dar cumva, ca și business, trebuie să vă faceți niște scenarii. Noi ne-am făcut un scenariu, pot să îți răspund, Roxana. Deci noi vedem o redeschidere rezonabilă din Q3, trimestrul 2, din punctul nostru de vedere al industriei, mai ales pentru aceste canale, este un trimestru, să zicem, sacrificat. Nu cred că, pentru că canalul este închis, atât de Horeca cât și de vending, noi aveam vânzări semnificative acolo. Este ușor wishful thinking să ne imaginăm că va prelua canalul de retail toată vânzarea de cafea din canalele pe care le-am menționat, pentru că ocaziile de consum nu sunt aceleași, nu e chiar același lucru. Atunci când ești la muncă, probabil că ai nevoie să te mai energizezi, mai socializezi cu colegii acasă. Nu avem încă evidențe că se vei bea tot atâta cafea cât bei înainte dacă stai acasă față de perioada în care ești activ, în care ești la muncă. Deci ne-a impactat, asta este. Și am forecastat așa, noi credem că va reveni piața începând cu Q3, e posibil să, dacă nu mai există un outbreak serios, pe final de an să ajungem la cifre normale pentru lunile, să zic, noiembrie, decembrie și pe canalul ăsta. Pe canalul de digital așteptăm creșteri de tipul 100%. O parte din vânzări s-a mutat acolo, spuneai. Din vânzări s-au mutat acolo. Iar. Ai și o întrebare din public. Cineva te întreabă ce capacitate are depozitul de lângă fabrică și dacă este automatizat. Depozitul are o capacitate de 5.000 de paleți. Nu este automatizat în sensul, adică nu avem forklift-uri care să meargă singure. Asta nu. Încă avem operatori care merg, sunt forklifturi electrice fără diesel înăuntru, care se încarcă seara, lucruri pe care le știe toată lumea, dar el este automatizat, este un sistem legat în SAP, fiecare palet are poziția lui, operatorul știe exact unde să-l ducă, cei de la picking de asemenea știu de unde să-l ia. Astea deja sunt lucruri care par la îndemâna oricui, dar ele necesită o investiție serioasă totuși. Așa este. Mulțumesc foarte mult, Marius, a fost foarte interesant. Și cum spuneai că ai introdus cumva subiectul de inteligență artificială, iată că avem o ocazie minunată. Dima, I'm going to give you the floor in about 20 seconds. Okay. Dima de la Microsoft este Artificial Intelligence Lead pe Europa Centrală și de Est. Ne va povesti câteva scenarii despre cum lucrează inteligența artificială în producție și supply chain. Dima, you have the floor.
Thank you. Can you confirm you can hear my sound well? It's pretty good, yeah. Okay. So hello everyone, and I'm representing Microsoft Artificial Intelligence Product Marketing, and I'm covering for Central and Eastern Europe. And I would like today to really talk to you from more, let's say, technology perspective, connected, of course, to the industry trends, what we see as the biggest trends in manufacturing and supply chain from artificial intelligence perspective. And of course, artificial intelligence has a lot of transformation which it brings to the manufacturing industry, and it helps with some of the problems, of the key problems which the industry is facing. And some of the problems which we saw even before the crisis were eroding margins and rising costs. Also some competition which brings those costs to really minimal levels. Then increased customer demand for customized specific products which they wanted to be built for them. And also growing the skill gaps, because if we implement innovation, if we transform our manufacturing or supply chain, of course, we need our employees to be ready to work with those new tools and know those new processes. And today I will be focusing my presentation on some specific cases where we see how our customers in our region or abroad are using those artificial intelligence solutions to help address those challenges. And some of them will talk about the increased efficiency, automatic asset management, etc. Some of them will talk about how we predict things like demand or disruptions, and some of them will help understand how we can address these problems with the skills gaps. And now with the new environment which we face right now, some of those problems got even worse. And of course, we can see that even manufacturers which had a pretty stable optimized processes now have to have those disrupted and have to implement some new solutions versus artificial intelligence to help again build more customized products, monitor supply chain, adjust when disruptions happen, or address that demand which rises unexpectedly. And when we speak about transformational scenarios, we can really group them in four groups, I would say. One of which is connected field service. So everything which happens in your field can be connected, can be enhanced with AI. We will talk about some of the cases. Connected sales and service is more about how we address the problems of our customers, or let's say the willingness or wishes of our customers who want our product to be more customized, more intelligent in some cases, and really transform the projects which we deliver, products which we deliver, and how we follow up after the sales and keep this relationship with the customer. Factory of the future is the biggest probably portion of the cases I will be addressing today. It's how we transform the manufacturing process itself and how our customers do it today. An intelligent supply chain was probably very popular before, the scenarios in that category, but right now what we see with supply chain, a lot of projects, and even those which we were implementing are transforming right now because the environment is very different. Now, starting with the connected field service, I wanted just to give you again a couple of use cases and specific example. One of the examples I really love is ABB and how they empower their employees in the field to work with the equipment. So what they can do now is when employee inspects some of the equipment, they can not just look at it, record the information, but they can use some smart devices with the cameras and with the speech and voice recognition, which allow them, for example, if the person is somewhere in the environment that they need to use both hands, they can speak to the assistant and which will guide them through some tutorial, or they can just speak about, hey, I found this leaking transform electrical equipment here, and I need to do some action, and it will be just recorded for them, and maybe even suggested action will be provided. Some of the important applications of the factory in the future, if you want to structure about where exactly AI can help, are put on this slide. And we would start with things like predictive maintenance, of course, where our equipment can fail, and so that we address it before it fails. And this is a very, very popular scenario, of course, right now. The next one, and this is pretty much brought to the level when machines can recognize the quality of the products sometimes better than humans can. And this is
the problem. Again, we will see some of the cases later today, but that's a very, very popular scenario. Another scenario which becomes very popular because of the image recognition systems is health and safety monitoring. And now with, of course, the new environment with COVID, we see big change here because people don't just monitor the safety, they also monitor things like the fever or the temperature of the people, or even the social distancing, how people are located in this specific floor so that they don't contact if that's a requirement. Then some other solutions which were probably an innovation and good to have before, which is automating the warehouses and robots and all that stuff, which helps factory run with less human intervention. And now those scenarios get big popularity because again, companies of course move to remote work and everything which can be assisted by AI so that people can do work more remotely is very, very welcome in organizations right now. Now let's move to some specific customer cases. And this one is from Siemens, where they actually use, they fine-tune the machines, and usually the traditional fine-tuning procedure was 25 to 30 steps made by an expert, actually a highly paid expert. And they would spend around 2 hours to fine-tune that complex machine. And now with AI, and they actually use this Project Bonsai, which Microsoft announced as a preview last week as well for the public use. They use this system to train the machine so that the expert can show the machine what the steps are, and afterwards the machine will do it themselves in all the next cases. So they were able to change the time of fine-tuning from 2 hours to actually 13 seconds. And the precision was one level of magnitude higher. So very, very powerful scenarios where you can help experts give some routine and very, very precise work to the machines. Another one, and I love this case because it's pretty complex. Jabil uses a lot of AI in their supply chain, a lot of AI in their manufacturing. But I will now focus on one scenario, which is really the manufacturing line, production line. And they have different inspections on different layers of this manufacturing line. And one of them is optical inspection, which is provided just by the image. And this, they actually use some pretty standard cameras for that. And what they get from the camera is an image. I will try to make it back small. And if you look at the image here on the slide, I'm trying to use my PowerPoint and it clicks before I actually used it. I apologize for my slide plane here. But anyway, looking at the top down of my, right down of my screen, you can see also the image from this camera, which is a pretty standard image. It is enlarged for some part, but it is also real size for the other part. And you can see that the machine here identified on the right that some of the parts here have defects and some don't. And this is actually done on a pretty standard camera, machine learning algorithm, which uses image recognition, object detection to classify whether and where exactly the problem is in this particular part. And they were able to increase 8 times the auto approval rate without the human intervention. Then 75% of accuracy was achieved for false positives and 92% accuracy on defectives. And you know, this problem is twofold, right? So it's good to identify the defect parts, but it's also very important that we don't claim that the part which is high quality is defect. So these false positives, when we say it's defect, but in fact it's not, it is even a bigger problem because it impacts how many good products we classify as defective. So this is a huge, huge improvement for them. And I think I somehow turned on the mode when I start to point on my slides and I can't click them, but I'll try to click it on the screen. Then safety capabilities, again, very popular scenario even before the crisis, even more popular right now. It can do many, many scenarios for any organization, and especially manufacturing. It can look at where the machine is unsafe. For example, we can train model which will just follow the patterns of the movements of the machine. It can be done through sensors, it can be done through images, and then it will send alerts if machine somehow moves outside of the range or starts to do a lot of movements with the high
altitudes or something like that. It can also analyze images and give alerts if there is a zone violation or unauthorized access. So somebody enters the area which is dangerous or enters the area where they are not authorized to enter. There are also some other scenarios now currently which have been, let's say, more popular in the recent couple of months, which is of course the fever detection or detection of whether the people wear the masks or not when they are in some public areas, or what is the floor occupation, like how many people are in this particular room and how close they are to each other. This all is now available as the algorithms which you can apply in your manufacturing floor. A couple of the customer cases, and I would probably spend a couple of minutes on the Shell one. I don't know if you've seen this case from before, but the Shell actually uses, they have a pretty significant problem because they have 44,000 of remote locations which they need to monitor. And those locations are very high risk because if you're in the oil and gas business, of course, there is, and people are entering this area, they can start smoking there, or they can do all kinds of stuff which is which can make the oil leak on the ground. So a lot of danger, but also those things operate in very remote locations and sometimes in the night, so people can rob the fueling stations or invade them somehow. So video monitoring system is key for them. And usually there is a person which looks at like 20 or 5 screens with 20 images and tries to monitor everything. And of course, humans are very good at monitoring things, but humans can go leave their place, or they can fall asleep, or they can be distracted by their mobile phone. And the machines can don't sleep, right? They monitor it all the time. So the idea was to build an automated system which will send alerts at the moment when something bad happens. And bad for them means the system identifies that somebody starts to smoke on the fueling stations, or some person is coming to the station with the completely closed face in the mask. So, and I mean that mask which can be used for the robberies, and they immediately would send alert to the central stations. And again, the big benefit for them, they wanted to implement this for years, but the big benefit for them that recently, a couple of years ago, the AI on edge became available. So they could install this small machine learning model which is installed right on this remote location on their computer, not through the internet, so that you don't send all these video streams from remote locations. And right there, it sends alert from this remote location to some central place. And let's switch to the next slide. And I will switch gears a little bit to the intelligent supply chain. Supply chain is a big challenge right now, because even if you made a lot of work and built very good relations with your suppliers, and you know how to operate with this particular trusted supplier, the environment is such that today it doesn't mean that tomorrow they will provide the products you need and supply them to you. So monitoring the disruption for supply chain, having the automated processes of sourcing and finding the spare parts or some other details or products from other suppliers is key. And even looking at the information and big data sets, and we will see some examples later today about how you can monitor and predict very fast or make autonomous sourcing decisions in those systems is key today. Another areas which we kind of touched on the factory in the future as well are warehouse automation, demand forecasting. So of course, all of those pieces come together also for the intelligent supply chain as well. And this is one of our partner solutions. This is called Luminate Control Tower. And we'll usually have a demo about these solutions, but today we will just show you an overview. And why it's important to look at the package solutions is, of course, they have these processes already embedded in the product, and they allow to monitor the supply chain end to end from mobile devices or from PC, but also make some predictive and decisions and recommendations. For example, recommend what would be the best reaction to some problem, and you can then just choose and immediately instantiate some workflow so that somebody will take action and the humans will be given some recommendations of what to do with that. And one of the examples of such end-to-end implementation, which I wanted to share with you, is the company called Microsoft, where I work in.
So we have a pretty large supply chain, and we work with all kinds of things from Xbox to Surface devices, to some software which we distribute. And we actually probably built one of the most complex supply chain monitoring and predictive systems. We actually aggregate data from all our systems, which say about which supplier produced and supplied the parts with which delays. We have the weather data, we have the GPS data. We actually aggregate the information from the all vessels, like flights or ships, which distribute products, and we put it on one map. Then additionally, what the system allows us to do, it allows us to look at a very granular level. Actually, we can see on the SKU level, is it on time? Will it be delivered to this particular location with no problems? Are there no disruptions? We can look at the things like weather data, or we can look at the map which shows us where the roads can cause, and the system would alert us that there might be a disruption for this particular item delivery because of this road closure. And now I have again problem with zooming, and I apologize. But what's more important is it gives us automated predictions. So of course you can see, hey, there is a disruption, maybe our item will be delivered late, but then all kinds of questions arise, like how late, and or if it goes the wrong direction, where will it arrive and how we can change this route. And the system here uses machine learning predictive model. So it would not just say that it will be late. It will say by how late, how much late. For example, it will be late by five hours, and it will immediately instantiate the workflow to send notification to the receiving party so that it will be notified and given specific recommendation that this part will arrive late at this location. So now you can work with this information and plan further. And great example, a very busy slide, but I was looking at it and thinking, what should I cut from this? And I thought I'd leave it because I think slides will be shared with you afterwards. This is a very powerful case because if any one of you worked with big networks like the railways, and if you look at things like oil and gas deliveries through railways, which also have all kinds of problems about how to store these things, and it's super expensive if there is and the risks, safety risks are very high as well. So for this particular customer, we were looking at different parameters from weather data to historical data, to seasonality, to monthly plans, which they set for their fleet, I would say, for their trains. And then we would optimize. There were different machine learning algorithms on different stage, which would optimize the routing, which would predict again some delays or some best routes and best even loads. So for example, they were able to decrease empty runs by making the modeling of their supply and trains go into different directions and returning, so that less train goes empty. And then when you have less trains go empty, of course they reduce the operational costs, and they claim that for this project they were able to decrease costs by 17%, which is in things like railways, where every percent of the margin is a huge win. Super, super impactful case. And I will pretty much finish with my cases today with three other cases. And I will start with iCertis, which is just one of the solutions, but there are many others which work about super important concept, I think, which is called knowledge mining. There is a data which says that less than 3%, or some say even less than 1% of the data we have is actually used. And think about the scenarios when you need to find some information about some SKU and about some spare part, and you really want to find it very quickly. And all you can search usually is your database. And how can you search things like PDF manuals? Or how can you search things like invoices or delivery reports or production reports or images which would mention the same spare part? And this is the problems which are solved with this knowledge mining solutions. They make images, PDFs, even videos searchable. And it builds the search graph so that you can again use as a normal search you would use in the internet and get your spare part. And again, it's better to demo this thing. But there are many different search options where you can just look at this spare part in which documents it was mentioned, in which specific places, in relation to which specific problems.
and really, really helps automate the whole contract management, document management scenarios. Dynamic pricing, it is important scenarios. It can be deployed by the custom machine learning models, but there are also providers of such solutions. So what is great in today's market is you can find a provider which would get your data. They would connect their system to your products, geographies, customer size, time, weather, whatever you use in your predictions, maybe promo. And then they will provide the customized pricing for this particular case. So very, very powerful solutions which can be consumed today as a service. And another one, partner, which I wanted to mention, we have some very good wins recently in our CE region as well with the customers who implemented this integrated planning and operations for manufacturing supply chain, which is provided by O9. And with this, I will close my technical part, I would say more technical, more solutions-based part with this slide. Again, it's very busy. I wanted to leave it with you because you will receive the presentations, but it summarizes pretty much the thinking about what are those cases which I can apply in my business. Maybe there are more cases, but at least this will help you generate some thought about what can automatic part defects detection do for me, or what can I do with the bots, or what can I do with the smart systems, or procurement, demand forecasting, etc. So this set of scenarios is pretty standard about what we see when we build some projects or envision with our customers what's best for their particular use case. And I will switch to a couple of closing slides, which will be focused really about very different perspective. And because I'm working with AI, I see many customers who come and just talk about technology and like, hey, Microsoft, what do you see, how we can build this from technology standpoint? But it's not just about technology. And Microsoft's approach to AI is very different to everything I've seen around. It is about three things, which are meaningful innovation. We have introduced a lot of breakthrough AI models, algorithms, approaches. We have 8 Microsoft Research locations around the world and a lot of engineering efforts in creating these new innovative algorithms. But then it ties to our mission of empowering people and organizations to achieve more with those tools. And when I say empower, it means we want those products to be either available as an open source best practices or as a cloud services which can be used easily. And when we say all the scenarios which we listed today, most of them can be solved with some solution which use pre-built services for image recognition, for forecasting, for personalization. So those services which are much easier to use and don't require you as a manufacturing company to create also IT company within your organization, which will be a huge data science team. It might be good in some cases, but in some cases we just give you tools to be able to use all those powerful breakthroughs in your applications. And responsible AI, very specific topic. I wanted to stop on this today because Microsoft has made also strong announcements last week about new responsible AI tools, but it's not just about tools. So when we say responsible AI, we talk about things like whether the algorithm and the model is fair, whether it uses the right data, is the data secured? Is the customer information protected? When you train your machine learning model, do you give it some personal data which can be uncovered later, etc.? So many, many questions. Or because we said these systems now make predictions, they make suggestions for very important actions. In healthcare, for example, those systems can make a decision or suggestion about. So I wanted just to give a couple of words to close about the principles, practices, and tools for responsible AI. Because Microsoft made some very powerful announcements also last week on our build event about how we work and make sure that the systems which can now make predictions or make suggestions about what will be the price or what will this person get this loan or not, or what will be your defect part or not, and many, many decisions it can make. It impacts human and organizations in a big way. We need to ensure that those systems are trained on the right data, which is balanced, which doesn't have bias in it, which treats people equally or treats organizations equally, which protects the data. If you process any kind of data from your customers, it should not leak. You should know how it's protected, how it's encrypted.
And there are principles. Microsoft published recently many principles for many scenarios, like how to build your chatbot so that it's fair, or how to build your prediction model so that it looks at the right things and secures customers' data and makes fair decisions. How to analyze your data set so that it's balanced, or how to explain your model. So we have now whole interpretability toolkit, which allows to run the model through this toolkit and say it was making decision because of these parameters were high or low, which helps you, by the way, with your decision. So if your model recommends some price or some action, you would also see why it's doing that. And maybe you can adjust your company strategy and say, you know what, we see that there is higher demand with this particular feature, so maybe we need to produce more products with that feature. And then it comes to the tools, which is how to understand the models, how to protect customer data. And there are some tools recently, again, last week, a lot of announcements on the build event from Microsoft, for example, which can support you in things like analyzing and making machine learning on your data while having the data of the customers encrypted. Or how we can introduce some what we call white noise in the data so that when people use your model, they don't uncover some personal data from that. Or how we can control what was fed to the model, what were the predictions, why the decisions have been made on every step, another important part of that. And to finish my part of the presentation, I'll just leave you with one thought, which is called AI Business School. Because if you're a business person, you wouldn't probably go into a lot of learning of AI with the technology flavor. But AI Business School is built specifically for business people together in partnership with INSED. And we have published it online, and there's a huge response to this program. There are 250K visitors now who attended this AI Business School online from almost 200 countries, and the rating which they left for this online course is very high. So I encourage you to go visit it and learn more. If you want to learn more about AI in your industry, because it's by industry, go and visit AI Business School and learn more. With this, I will transfer the floor for the next speaker, and thank you for your attention. Thank you very much, Dima. It was very interesting indeed. I have two questions from the audience for you. And the first one sounds like this. Can Microsoft technology cover also the business process mining to identify the best AI solution? That's an interesting question, because sometimes people would say, you know, AI can do everything for you. AI can just, you know, you feed it data and the magic happens. So it's no magic. Let me start with that. There are tools, of course, which will help you feed some data and make some predictions. And when we choose AI models, we have tools like automated machine learning, which allows, yes, to give it some set of data. And this will look through different algorithms, different parameters, and recommend what was the best model with best set of parameters for your task. But there is still some work which people need to do to prepare this data, to set the goals, like what exactly we predict and why. And then, yes, there are tools which can support that. And if you have some specific case, myself and my colleagues were happy to follow up and look deeper into showing you maybe what is possible and also listening to your particular case and maybe giving you advice on that. Thank you. And the second question goes like this. How the 5G will impact the automation adoption? Yeah, that's a very good question. And 5G, and you know, Microsoft even purchased recently one of the providers of software for 5G networks. And my brother, who works in Ericsson, called me immediately, like, hey, what's happening? And it's actually a very interesting case, because we are investing a lot in things which are connected everything, or internet of everything, as some people would call it, where we will be so much connected tomorrow, and even today in some cases, that autonomous car, all the, even like COVID monitoring is done now in real time from our mobile devices. So of course there is huge, huge benefits in getting things connected all the time for supply chain, for manufacturing in particular. And again, there we can talk for a long time about some cases about how it's used already today, not in 5G maybe, but how 5G can improve that. But there are cases where it's really, really beneficial for AI to be applied on those mobile locations through 5G.
Thank you so much. I would have some curiosities of my own, let's say. What would you say that the AI adoption in Central and Eastern Europe would be for this kind of scenarios that you have presented? Would you unmute your mic? You have muted your Yes, this would be better, of course. So I don't have the exact number now. It's a tough question because I don't have exact numbers by scenario. We do have some adoption numbers by industry. We have some adoption numbers by, let's say, how many customers adopt the 360 view of their customers, and how many customers adopt the demand forecasting. And it's very different numbers by country even. So it can differ from like 15% to 50% in some cases. But in general, what we see is more than 50% of customers, and this is my personal view, I don't refer any specific research here, but I think more than 50% of customers to some extent use machine learning or some cognitive APIs which help them do some AI in their applications. And for Romania specifically? I don't have the numbers for Romania right now in my head. Thank you very much. It has been very interesting. I would now pass the floor to și voi reveni și la limba română. O să-i predau ștafeta următorului nostru speaker, care este Radu Țoncu de la Postis, Chief Marketing Officer, pentru a ne povesti despre digital platforms și modul în care integrează diversi actori din supply chain pentru procese mai bune, mai streamlined și mai eficiente. Radu, te rog. Bună ziua, mulțumesc mult pentru că sunteți alături de noi și mulțumesc doingbusiness.ro pentru ocazia de a ne întâlni, chiar și în această modalitate virtuală. Sunt Radu Țoncu și mă ocup de marketingul startup-ului Postis. Este un startup înființat în 2016 pentru a dezvolta o platformă care să optimizeze procesele din lanțurile logistice și să automatizeze livrările și distribuția. În ultimii 10 ani m-am ocupat de transformarea digitală a companiilor din România în cadrul unor altor companii și continui același lucru aici. Ca urmare, prezentarea mea de astăzi vă va vorbi despre platformele digitale și rolul lor în supraviețuirea companiilor și transformarea supraviețuirii în ocazii de a crește. Antevorbitorii mei au pomenit despre criza COVID-19 și impactul în supply chain. Am văzut un research în care, în principiu, actorii din România, fie că erau producători, operatori de logistică, retaileri sau din diverse alte industrii, își spuneau modul în care companiile lor au fost impactate de criză. În principiu, vedem că am văzut că sunt probleme la inputuri, la aprovizionare, la relația cu supplierii, la modul în care au fost aceștia impactați de imposibilitatea de a exporta în țările de origine. Am văzut de asemenea că în fabrici au trebuit să fie implementate măsuri de distanțare socială și de securitate a muncii, care au pus o presiune foarte mare, în special în zona în care, în acele companii în care erau foarte mulți oameni folosiți în spații limitate. Am văzut de asemenea că în zona de transport au fost probleme, în special în prima fază, când multe dintre țările europene au închis granițele pentru a limita traficul dintr-o țară într-alta. Lucruri rezolvate relativ rapid prin crearea cordoanelor verzi și prin eliminarea de la restricționarea de carantinare a șoferilor.
Am văzut de asemenea că magazinele au trebuit să se închidă pentru a limita deplasarea oamenilor în afara domiciliului lor. Acest lucru a blocat practic posibilitatea multor companii să se întâlnească cu clienții lor. Am văzut de asemenea oamenii care au trebuit să stea 2-3 luni de zile în case și să iasă strict pentru nevoile de primă necesitate. Uitându-ne un pic și în studii și în ce s-a întâmplat în business, putem concluziona că impactul COVID-19 a fost legat în principiu de posibilitatea oamenilor să intre în contact. I-am spus aici o criză de disponibilitate de oameni, atât priviți ca inputuri în lanțurile logistice, deci forță de muncă, cât și priviți ca niște clienți ai acestor companii. În special, companiile care erau dependente de forță de muncă on-premise au fost afectate. Faptul că în zonele offline accesul la clienți a fost limitat și faptul că a apărut acest sentiment de insecuritate, fie financiară, fie sanitară, fie legată de locul de muncă, fie pur și simplu incertitudinea legată de ce se întâmplă din punct de vedere al regulilor pe care trebuie să le îndeplinim, insecuritate care a redus dorința de a cumpăra, în special produse pe termen mediu și lung și produse scumpe. Online-ul a fost calea de scăpare pentru multe dintre afaceri, așa cum unul dintre antevorbitorii mei menționa, e-commerce-ul a avut un avânt foarte mare și a compensat parțial lipsa vânzărilor în on-premise, în cazul Strauss în Horeca. Uitându-ne la niște date recente publicate în reviste de business, creșterea e-commerce-ului global în aprilie, an pe an, a fost de 209%. Numărul de comenzi de alimentare procesate de Amazon în două luni de blocare a oamenilor în casă a crescut de 50 de ori. În România, numărul de comenzi procesate de curierii care sunt prezenți în țara noastră a crescut semnificativ. Cifra lor de afaceri este estimată să aibă o creștere dublă în 2020 față de anul precedent. Și toate aceste informații ne arată că oamenii care au stat acasă, oamenii care n-au mai putut să iasă să-și cumpere produse, au preferat să o facă prin intermediul online-ului. Aceste tendințe însă nu sunt doar punctuale. Uitându-ne un pic la niște cifre care sunt din 2017 cu predicții până în 2023, predicție făcută în mai 2019. Vedem că e-commerce-ul era deja și este pe o pantă ascendentă, nu doar valoric, ci și ca pondere în totalul retail-ului mondial. Coronavirus și criza pe care a generat-o nu a făcut decât să accelereze o tendință care exista deja. A devenit sistemică și de o magnitudine foarte mare în cele 3 luni de blocare în case. Și transformarea digitală a companiilor, și nu doar a companiilor, ci a întregii societăți, fie că vorbim de modul în care organizăm evenimente astăzi, modul în care copiii învață, modul în care guvernul încasează taxe mai nou, toate aceste transformări au fost accelerate și vor deveni realitate și vor schimba totul pe termen lung. Și faptul pentru care se întâmplă acest lucru este democratizarea tehnologiilor digitale și accesului broadband, mobil sau fix, pentru tot mai multe țări, tot mai multe segmente sociale, tot mai mulți oameni și tot mai multe segmente de vârstă.
Tehnologia digitală este aici să rămână, simplifică viața și odată cu simplificarea acesteia transformă și afacerile, și în special lanțurile logistice. Sunt câteva transformări care au loc și care alimentează această schimbare de paradigmă. Conveniența este în principal un element pe care clienții tot mai educați îl cer. Vor să cumpere acum, aici, marfa pe care și-o doresc, nu contează de unde. Și atunci, în online în special, ei au la disponibilitate, au la dispoziție enorm de multe surse de achiziție și dacă tu, ca retailer, nu ești în stare să furnizezi acea marfă, va trece la următorul retailer cu un click. Conveniența este o transformare, presupune o transformare sistemică în cadrul organizațiilor, ca urmare fiecare dintre departamente și fiecare funcțiune trebuie să fie aliniată la acest deziderat. Procesele logistice sunt cele care generează marketing diferențiator, pentru că tot mai multe companii nu consideră suficient să vândă un produs la un anumit preț. Dintr-o dată este foarte important locul în care vinzi, faptul că sunt clienți care cumpără pe telefon, dar ridică din magazin, în drum spre servici, faptul că sunt clienți care așteaptă să li se livreze marfa la birou sau acasă, faptul că vor să se ducă ei să ridice produsele din magazin, să experimenteze de fapt și să cumpere apoi din online. Toată această combinație de online și offline creează probleme pentru retailerii, mai ales tradiționali. De ce? Pentru că dacă în comerțul online stocurile sunt acolo, sunt disponibile, orică sunt la producător, orică sunt în depozit, orică sunt într-un magazin de unde sunt livrate, pentru un retailer tradițional, stocul trebuie să fie în magazin. Dacă nu e acolo, e mai dificil să se facă vânzarea. Retailerii tradiționali, pentru a face față presiunii care vine dinspre e-commerce, au început să își creeze și ei asortimente tot mai bogate, stocuri tot mai mari, dar aceasta presupune presiuni foarte, acestea presupun presiuni foarte mari asupra vânzării ulterioare a stocurilor respective, pentru că dacă nu s-au vândut, ele vor trebui să fie vândute în promoții cu prețuri reduse, care presupun costuri foarte mari. Cum spuneam, tehnologiile digitale sunt cele care împing înainte și țin în mișcare motorul e-commerce. Pentru că oamenii au în buzunar un supercomputer, smartphone-ul, conectat cu tot internetul, cu toate sursele de aprovizionare și practic smartphone-ul, internetul mobil, internetul fix de mare viteză transformă totul. Apare odată cu aceasta și nevoia de un management smart al asset-urilor și al stocurilor. De ce spun asta? Pentru că fiind tot mai multe variante la dispoziția clienților, retailerii au nevoie să-și împingă propria lor marfă. Dacă nu o fac într-un mod inteligent, dacă nu sunt capabile să miște marfa cum trebuie din depozite, în magazine, între magazine, de la magazin către clienți și nu o fac într-un mod predictibil, vor rămâne cu marfa nevândută. Și atunci, așa cum antevorbitorul meu spunea, machine learning și inteligența artificială vor deveni foarte importante în a prezice volumele care vor fi tranzacționate, modul în care clienții vor achiziționa, în așa fel încât să existe o elasticitate în aprovizionare conform cererii.
Omnichannel-ul este modelul de succes pentru comerț. Cum spuneam, există o intersectare tot mai mare între canalele tradiționale fizice în magazinul fizic și canalele online. Clienților nu li se mai pare absolut nimic de la locul lui să se ducă în magazin, să verifice un televizor și să se ducă să și-l comande. Sau când este în magazin, să verifice recenziile altor cumpărători și să se decide la produsul respectiv. Sau să-și comande de la birou produsele alimentare și în drum spre casă să se oprească să-și ia punga cu produsele gata selectate. Vedem de asemenea mulți retaileri din online care se îndreaptă către comerțul tradițional. Niște retaileri care au pornit strict din online ca Amazon, au deschis propriile lor magazine în așa fel încât să asigure conveniența acelor clienți care vor să-și ridice propriile produse. Dar și acolo tehnologia este folosită pentru că sunt magazine care nu au niciun fel de vânzător. Totul este self-service. Plata, pick-up-ul se fac de către cumpărător. Rețelele de aprovizionare și de distribuție devin smart. De ce? Pentru că sunt tot mai multe rotițe în mișcare, tot mai multe părți care sunt integrate unele cu celelalte. Și atunci e foarte, foarte important ca aprovizionarea, distribuția și vânzarea să se bazeze pe date și istorice, dar și anticipate. Aici analiza predictivă își spune cuvântul, analiza datelor, colectarea datelor, modul în care ele sunt stocate, omogenizate și modul în care ele sunt apoi utilizate în business, va conta foarte mult. Toate elementele astea presupun tehnologizare, utilizarea de echipamente, de algoritmi și gestiunea datelor de la momentul colectării lor până la momentul utilizării în business. Și aici apare problema de valoare adăugată. Supply chain-ul nu mai este neapărat principalul agregator de valoare în comerț. Principalul agregator este capacitatea de a conecta lucruri. Acei retaileri care sunt capabili să conecteze oportunități cu nevoi, cerere cu ofertă, aceia sunt cei care tranzacționează și datele și ei practic pot să pună să conducă piața, să seteze regulile. Sunt retaileri care și-au creat propriile platforme și o duc foarte bine, însă nu toată lumea își permite să investească foarte mulți bani în astfel de platforme. Și nu toate platformele care sunt dezvoltate își dovedesc și succesul. În astfel de situații, un rol foarte important îl joacă platformele deschise, terțe, în care funcționalitățile care sunt oferite sunt achiziționate ca serviciu. Și este ceea ce Postis face și o să reiau un pic despre prezentarea Postis. Practic, ceea ce facem noi este să optimizăm procese din lanțul logistic, să conectăm acest lanț logistic, să conectăm jucătorii din lanțul logistic în așa fel încât datele să curgă cât mai ușor de la unul la celălalt și odată colectate să nu apară erori sau nevoia de transcriere și utilizarea acestor date pentru automatizarea deciziilor de transport și de distribuție. Postis este primul startup care a dezvoltat în România o astfel de platformă care asigură eficiență, predictabilitate și transparență totală. Platforma este în mijlocul unui ecosistem de parteneri care folosesc sisteme ERP, warehouse management system, transport management system, platforme de e-commerce și marketplace-uri și orchestrăm datele pentru ca procesele să fie eficiente, automate și deciziile să se ia în mod optim. Cum spuneam,
Ceea ce facem noi este să colectăm date de la momentul procesării comenzii. Cumva ne aflăm în cealaltă zonă a lanțului logistic. Dacă până acum s-a vorbit de producție, noi suntem în zona în care întâlnim clientul, fie că este client companie sau client persoană fizică. Clienți care postează, care fac comenzi. Comenzile astea trebuie onorate și livrate. E ceea ce facem noi din momentul în care comanda a fost înregistrată, fie că este într-un sistem ERP, fie că este într-un sistem de e-commerce, sunt transferate către platforma Postis. Coordonăm cu zona de procesare și de fulfillment, de la picking, packing, pregătire de livrare, generarea de AVB, de scrisori de trăsură. Și în funcție de marfă, în funcție de destinație, în funcție de capacitatea transportatorilor și curierilor care sunt utilizați de clientul respectiv, este alocată cea mai bună variantă de transport. În felul acesta, livrarea se face în mod optim, în cel mai scurt timp, în mod sigur. Ca platformă este un ecosistem modular care în principiu agregă mai mulți transportatori și carrieri, asigură managementul în timp real al livrării cu analiza performanței la nivel de curier sau de zonă, cu posibilitatea de a implementa sisteme și scenarii de aprovizionare smart, în așa fel încât să se evite rupturile de stoc sau, dimpotrivă, stocuri nevândute. Integrăm de asemenea module de feedback și de rating ale clienților, feedback legat de performanța curierilor, în așa fel încât în algoritmii de decizie, de alocare a celei mai bune soluții, să includem și performanța anterioară a celor curieri care au fost folosiți deja. În felul acesta, ajutăm la balansarea încărcării și la nivel de client și de curier și, în ultima instanță, cumpărătorul să beneficieze de cel mai bun serviciu. Există module de management a retururilor, fie că vorbim de bani, fie că vorbim de refuzuri, fie că vorbim de întoarceri în service. Aceste retururi fiind o componentă foarte importantă pe care de multe ori companiile nu o iau foarte din prima în calcul, dar care generează costuri enorm de mari și care, dacă sunt corect gestionate, duc la reduceri de costuri și generare de venituri chiar foarte bune. Managementul este transparent, asigurat prin intermediul platformelor web. Partea de track and trace este asigurată prin platforme, prin aplicații mobile care sunt utilizate de șoferi. Totul este oferit ca serviciu. Platforma acoperă nevoile tuturor celor care sunt implicați în ultima parte a lanțului logistic și asigură rezultate destul de bune și beneficii foarte mari tuturor acestor jucători. Retailerii, practic, pot să elimine din operațiunile complexe pe care altfel le-ar face atât în depozit sau în partea de fulfillment. Și se pot concentra pe experiența de clienți. Așa cum spuneam, conveniența este un element foarte important în decizia de a cumpăra dintr-o parte sau alta. Însă există un al doilea curent care contează foarte mult pentru clienți, experiența. Și tot mai mulți clienți își doresc o experiență personalizată. Modul în care retailerul utilizează capabilitățile tehnologice în tot lanțul logistic, în stocul de marfă, și este capabil să transforme aceste capabilități, fie că sunt proprii, fie că sunt ale unor terți, va face acel client să se întoarcă și creează loialitatea de brand. Dacă conveniența este primul pas care face clientul să cumpere, experiența este cea care îl face pe acel client să se întoarcă.
Și atunci, prin platforma Postis, un retailer din România poate avea acces instantaneu la piețe din Europa Centrală și de Est în care deja lucrăm și anul acesta vom extinde în mod agresiv teritoriul în care activăm în Europa. Își poate optimiza și alinia procesele de supply chain în așa fel încât să elimine toate rework-urile, toate elementele de prelucrare manuală, în așa fel încât să aibă la îndemână niște instrumente care să-i permită transparență, predictibilitate și control. Funcționalitățile sunt out of the box, pentru că abordarea noastră este să integrăm complexitățile tuturor clienților noștri și să dezvoltăm acele funcționalități necesare pe care apoi să le punem la dispoziția tuturor clienților noștri. În acest fel, platforma evoluează și capabilitățile pe care clienții Postis le vor deține evoluează de asemenea. Din punct de vedere al curierilor, au în cadrul platformei acces la toți curierii și majoritatea transportatorilor care activează atât în România cât și în internațional. Deci în momentul în care au nevoie de o soluție de transport, o au la dispoziție deja în platforma noastră. Integrarea se face o singură dată și au acces la toți curierii respectivi. Nu în ultimul rând, sau mă rog, foarte important, partea de automatizare a selecției, cele mai bune soluții de transport, ține cont de marfă, pentru că într-un fel se comportă, nu știu, un buchet de flori sau un laptop și altfel se comportă un palet de piatră. Și în funcție de marfă, în funcție de capabilitatea curierului de a livra, în funcție de performanța anterioară a acelui curier sau transportator, este aleasă cea mai bună soluție de transport. Retailerii, prin optimizarea tuturor proceselor, se pot concentra pe acele elemente pe care le țin ei sub control și pot să își creeze acele experiențe care să asigure loialitatea de brand. Această schemă explică un pic cum se întâmplă. Practic, platforma Postis agregă informația din toate sursele, de la momentul capturării comenzii, o transferă către zona de fulfillment și generează AVB-ul. Asigură o livrare elastică alegând cea mai bună variantă disponibilă. Urmărește pe tot traseul printr-o combinație de dispozitive proprii curierilor sau prin aplicația Postis vizibilitatea pe tot traseul până la livrare. Odată ajuns, clientul poate să-și dea ratingul și feedback-ul și sunt întoarse ori retururile, ori banii către retailer. Sistemul funcționează seamless. De asemenea, un retailer poate să utilizeze platforma și pentru partea de distribuție. Pentru că e foarte important ca optimizarea să nu se facă doar pe ultima milă, ci și între magazine, între depozitele proprii, în așa fel încât de fiecare dată eficiența să apară nu doar la timp, ci și la cost. Pentru logisticie... Radu, să te rog să încerc să încheiem în 2-3 minute maxim. Ok. Pentru logisticieni, platforma Postis este un serviciu cu valoare adăugată care poate fi pus peste închirierea depozitului lor. Pot să aibă o îmbunătățire a managementului spațiului disponibil. Automatizarea proceselor este asigurată prin integrarea cu alte sisteme care colectează datele din zona de picking și de packing.
asigură aceleași elemente de transfer de date între clienți și clienții acestora, optimizând și zona de transport ca serviciu cu valoare adăugată pentru logisticieni. Transportatorii beneficiază de acces la clienți printr-o singură integrare cu platforma noastră, au control real-time, își îmbunătățesc managementul flotei și reduc de asemenea costurile operaționale. Nu în ultimul rând, în cadrul ecosistemului Postis integrăm furnizori de tehnologie care pot să fie din zona de ERP, de VMS, de sisteme de transport, magazine online sau shopping carturi și pot să integreze propriile lor sisteme cu Postis pentru a putea asigura o experiență end-to-end atât pentru retailer cât și pentru clientul acestora. Platforma Postis este disponibilă online într-un mod securizat, asigură în dashboard-uri zona elemente de analiză și de predicție, asigură de asemenea posibilitatea de a urmări punctual comenzi și de a vedea în timp real dacă o comandă este onorată în SLA sau nu și pot interveni pentru a realoca acea comandă către cea mai bună variantă secundară. Beneficiile sunt multiple. Implementarea se face în aceea zi. Costul de setup este zero pentru că nu există CAPEX. Consultanța o oferim gratuit. Costurile de integrare sunt de asemenea suportate de noi. Oferim acces la resurse de logistică pe care altfel ar trebui să le identifice fiecare dintre clienți în parte. Iar abordarea noastră este de plată în funcție de utilizare. Aplicăm un mic fee pe fiecare tranzacție care este procesată prin intermediul platformei. Ca urmare, în momentul în care nu există comenzi, nu există și nici costuri. Dar noi, de fapt, nu suntem o sursă de cost, pentru că aceste costuri sunt acoperite de reducerea pe care noi o aducem în bugetul de transport al clientului. Uitându-ne la 3 ani distanță și 4 milioane de comenzi procesate, vedem că ai noștri clienți au o reducere medie de 10-15% a costurilor de transport începând din prima lună. Au o îmbunătățire a ratei de retururi de 20%. Asta înseamnă că toate costurile care presupun retururi, reîmpachetare, retratare, reducerea costului acelui produs care s-a întors de la un client care a refuzat și vânzarea lor ca resigilate. Toate aceste costuri sunt reduse. Ca timp de implementare, pentru clienții care au nevoie de o soluție imediată, asigurăm implementarea în aceea zi. Clienții care au curieri pe care noi nu avem implementați vor beneficia de implementare de maxim 4 până la 7 zile. În general, am văzut o reducere a apelurilor clienților de 25%, apeluri cu apeluri pentru informații suplimentare legate de statusul livrărilor lor și o creștere de 5% a performanței overall a întregului act de vânzare. Clienții noștri sunt numeroși din toate domeniile. Integrăm, cum spuneam, soluții de transport atât internațional, european, cât și național. Și în felul acesta putem să oferim de fiecare dată cea mai bună variantă de transport. Cam atât am avut de spus. Dacă ar fi să culeg 3 idei principale din această prezentare și din acest context. Perioada în care ne aflăm e plină de incertitudini și perioada aceasta va continua și după ce criza coronavirus va trece. Transformarea digitală în realitate
și transformarea digitală va asigura agilitatea, capabilitatea celor care au nevoie să se dezvolte, le va asigura capabilitatea de a își schimba modelul de business rapid, de a muta dintr-un canal de vânzare într-altul rapid, fără un impact major asupra proceselor pe care le derulează, odată ce transformarea digitală a avut loc, și fără costuri semnificative. Și nu în ultimul rând, aș spune că această transformare ar trebui să se întâmple acum, dacă nu s-a întâmplat deja. Și pentru că aceste tehnologii digitale costă timp, bani, expertiză, puteți apela cu ușurință la platformele deschise care vă pun la dispoziție ca serviciu toate aceste funcționalități. Mulțumesc mult, cam atât. Mulțumesc și eu, Radu. Foarte interesantă prezentarea ta și se vede asta și din numărul de întrebări. O să-ți adresez doar una din ele și o să te rog eventual să-l răspunzi celorlalți în private. Una din întrebări sună așa. Cum ați interacționat acum în criză cu clienții? Cât de repede au venit solicitările de optimizare? Pentru noi criza a fost un moment de creștere. Noi an de an am crescut de când am înființat firma de 3-4 ori în fiecare an. În cele 2 luni și jumătate de lockdown, creșterea noastră a fost cu 40% mai mare decât anticipase. Și asta se datorează, pe de-o parte, clienților existenți care au mutat business-ul offline în online, pe de altă parte, clienților care au venit și au cerut ajutorul pentru a accelera implementarea de procese online și adopția de e-commerce, de soluții e-commerce. Lucrul ăsta a fost posibil pentru că, cum spuneam, sistemul este integrat în amonte și naval cu alte sisteme. Și în momentul în care clienții potențial vin la noi, au acces la toate aceste integrări deja rulate, deja testate. De cele mai multe ori, problemele care apar țin de ajustarea proceselor interne a celor clienți la noile funcționalități. Cum am interacționat cu clienții? Remote, așa cum o facem și acum. Cât a fost perioada de blocadă în case, ne-am întâlnit exclusiv online. Enrollment-ul se face remote, partea de educare se face de asemenea, a utilizatorilor se face de asemenea remote. Din fericire, suntem într-o companie tehnologică, utilizăm sisteme digitale. Și aceste sisteme facilitează interacțiunea de la distanță. Mulțumesc foarte mult, Radu. Pentru toți speakeri este valabil ce spun acum. Veți primi întrebările neadresate sau la care nu am răspuns acum, celor ca din public, pentru a le răspunde apoi. O să trec repede la următorul nostru vorbitor. Este vorba de domnul Lucian Preda, managerul diviziei de logistică de la Setriosoft, care să ne spună o poveste de încheiere. Și anume, care sunt cele mai apreciate elemente în adoptarea unei soluții digitale în logistică? Lucian, te rog. Bună ziua. Îmi vedeți ecranul, mă și auziți, da? Da. Eu sunt Lucian Preda, sunt managerul diviziei de software pentru depozite și logistică în cadrul Setriosoft. Îmi pare bine să vă cunosc. În primul rând vreau să-i felicit pe colegii de la Doing Business pentru minunată organizare și pentru faptul că au reușit să ne aducă la aceeași masă pe atât de mulți dintre noi cei pasionați de logistică și de depozitare. Și o să încep prin a vă spune câteva cuvinte despre compania noastră, despre Setriosoft. Noi dezvoltăm de mai bine de 15 ani software pentru profesioniștii din sănătate. Pe partea logistică avem preponderent clienți din industria farmaceutică. Iar aici legislația e mai strictă, provocările logistice sunt, bineînțeles, pe măsură.
Pe scurt, despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, o să vă fac o mică istorisire a unei invenții care ne-a ajutat pe toți în zona de transport, atât profesional cât și personal. Un studiu, o să vă arăt un studiu despre ce își doresc utilizatorii de la soluțiile software din piața de logistică și o să închei cu un studiu de caz practic privind o soluție implementată de noi pe zona de depozitare. O să începem cu o poveste reală despre niște companii, despre viziunea lor pe partea de logistică, dispozitive IoT și de ce nu mulți bani care au fost investiți. Nu știu câți dintre voi ați auzit de Navtec. Navtec e o companie fundată în 1985. În 2007 avea 85% din cotă de piață din piața de hărți digitale. Și folosea un sistem de senzor de trafic, astfel încât noi să știm unde se formează blocajele, cozile și așa mai departe, pe străzi, pe autostrăzi. Practic foloseau niște senzori care se pun pe diverse poduri, stâlpi și așa mai departe, în asfalt. Sistemul era unul destul de scump. În schimb, la anul respectiv, în 2007, atinseseră 85% din piață, ceea ce era foarte bine. Nokia s-a decis atunci să intre, să achiziționeze Navtec și astfel să-și asigure supremația în real-time traffic monitoring contra unei sume frumoase de 8,1 miliarde de dolari pentru achiziția asta. Ce s-a întâmplat tot atunci? În ianuarie Apple a lansat iPhone-ul, care așa cum știm a revoluționat piața de GPS, smartphone-uri și așa mai departe. Și a apărut un mic proiect, FreeMap Israel, probabil denumirea nu vă spune nimic, care ulterior, după ce a ieșit din piața de Israel, în anul următor, a adoptat un logo destul de micuț pe care probabil îl recunoașteți, a devenit proiectul Waze. Deci, practic, a revoluționat destul de mult piața senzorilor și, practic, în 2 ani a atins să aibă atât de multe date cât avea Navtec în cei 20 și ceva de ani de când strângea datele cu senzorii foarte scump care avea. Nokia, din păcate, datorită investițiilor nu prea inspirate, a ajuns să aibă o valoare de 8,2 milioane de dolari în 2012, deci practic cât cheltuiseră pe Navtec, atât a ajuns valoarea Nokia până atunci. Și Waze-ul, bineînțeles, s-a tot dezvoltat până a ajuns să aibă de 10 ori mai multe surse de semnale GPS, folosind smartphone-urile care sunt înregistrate pe platformă, care au cost de achiziție zero. Deci foarte, o soluție foarte bună. Avem un studiu făcut de o companie din India, care numită ClubTrack, care analizează discuțiile din mediul virtual. Aici intră forumuri, LinkedIn, Facebook și așa mai departe. Deci practic ce discutăm noi pe mediul digital, ei au analizat. Și din discuțiile de parte de logistică, cel mai mare grad de interes este pe partea de integrare. Deci, practic, cât de ușor se integrează o soluție în soluțiile deja existente. Urmată de stabilitatea soluției, să nu apară erori, să nu cauzeze probleme. Parte de training și de suport este pe locul 3 în ceea ce doresc utilizatorii de la soluțiile digitale. Și de asemenea au mai făcut o analiză pe soluțiile care sunt cel mai discutate la nivel european și bineînțeles SAP-ul este pe primul loc și mai departe celelalte soluții care sunt folosite la nivel european.
Câteva cuvinte, nu știu dacă ați auzit de Digital Transport and Logistics Forum. Ei sunt practic o comisie de specialiști pe lângă Parlamentul European, care face analize și recomandări pe partea de legislație în transport și logistică. Ce au propus ei la Parlamentul European? Practic este o platformă federativă de schimb de informații unde toate organizațiile și autoritățile să implementeze funcționalități din sistemele lor către această platformă. Deci conceptul practic își propune să interconecteze platforme existente, să armonizeze servicii pe care le oferă și să nu forțeze o soluție nouă de la zero sau o soluție gestionată la nivel central. Că asta ar fi cam greu de implementat, să schimbi toate soluțiile existente în momentul de față în Uniunea Europeană. Ce este nou este că la 20 martie anul acesta, Comisia Europeană a aprobat deja un set de reguli care vor crea un cadru legal uniform pentru utilizarea informațiilor electronice de transport marfă și toate autoritățile publice vor fi obligate să accepte astfel de informații furnizate electronic, ori de câte ori noi și companiile partenere doresc să folosească un astfel de format pentru a furniza informații conform legislației în vigoare. Ce au în comun toate poveștile astea, cu NAVTEG, Waze, Studiul European, concluzia grupului de experți de la DTFL, este integrarea. Integrarea e cuvântul care definește cel mai bine cum ar trebui să abordăm strategia în viitor. Deci, practic, soluțiile care se dezvoltă nu ar fi cam greu de implementat prin rescrierea sau prin reorganizarea întregului flux logistic, ci integrând soluțiile care există acum în piață, putem să avansăm și să ajungem la un numitor comun pe întreg fluxul logistic. Bun, și până acum v-am vorbit atât eu cât și v-au prezentat și antevorbitorii mei diverse strategii. Acum vă vom arăta un exemplu practic, concret, de soluții ce am integrat în sistemele partenerilor noștri pe partea de culegere marfă din depozit. Deci, practic, așa cum știți, într-un depozit, marfa este așezată ori pe rafturi, ori pe paleți, pe diverse celule și așa mai departe. Și sunt activitățile de picking, de căutare a mărfii, de mutare a mărfii prin depozit, activități care trebuie gestionate de către operatorii din depozit. Soluția care am realizat-o noi, numită GoPick, este o soluție care ajută partea asta de picking și de mutarea mărfii în depozit. Este formată din două dispozitive, un scanner foarte mic care se ține pe deget și astfel permite lucruri cu mâinile libere. Chiar am aici un astfel de dispozitiv, sper că îmi vedeți și camera. Deci, practic, este un dispozitiv mic, astfel încât mâinile mele să fie libere și să pot să culeg cutiile sau marfa fără să am impedimente. Nu trebuie să țin alte hârtii în mână sau scanere voluminoase sau așa mai departe. O să vă prezint, avem un mic filmuleț de vreo 30 de secunde cu... Efectiv, am filmat într-un depozit în care am implementat soluția, operatorii cum lucrează. Depozitul acesta este un depozit farmaceutic unde este și o bandă pe zona de picking rapid și pe zona de paletare se poate folosi aceeași soluție. Așa cum vedeți, operatorii au dispozitivul, scannerul, primesc și comenzile vocale, astfel încât să nu trebuiască să se uite totdeauna la dispozitiv dacă sunt în timpul lucrului
e util să primească cât mai multe informații vocale, să se concentreze pe ceea ce au ei de făcut. Bun. Concret, cum se desfășoară fluxul în depozitul care vi l-am prezentat. Identificarea colegătorului, deci practic când vine colegătorul la lucru, se identifică prin scanarea legitimației, se alocă o anumită zonă, apoi își începe lucru prin scanarea unei cutii sau unei ordini de culegere sau își primește comanda de lucru direct pe dispozitivul mobil. Are toate informațiile despre unde trebuie să se ducă să culeagă marfa care trebuie să culeagă, cantitate și așa mai departe. Câte linii sunt în așteptare ca să știe ce mai are de lucru în ulterior, randamentul lui pe oră, pe ziua curentă, pe lună și așa mai departe. Deci primește toate informațiile de care are nevoie ca să fie motivat să își desfășoare activitatea cât mai rapid. Și bineînțeles, eliminarea greșelilor care nu sunt de dorit și ar fi bine să fie reduse până la zero pe partea de picking. Practic, orice depozit își dorește să aibă angajați care să fie la fel de eficienți ca niște roboței, să fie imuni la confuzii, erori, oboseală și așa mai departe. Niște beneficii care sunt câștigate în urma unei implementări a unei astfel de soluții. Practic, transparența, știm exact ce face fiecare angajat, când are pauză, cât de ce randament are și așa mai departe, erorile, așa cum am spus, stocul, practic nu se mai întâmplă să fie mutat produsul pe o altă celulă și să-l pierdem, să nu mai știm pe unde e prin depozit sau inventare parțială putem realiza foarte ușor cu astfel de soluții. Din eficiența care am urmărit-o noi pe depozitele pe unde am implementat, am observat că putem atinge și până la 80% o creștere a rapidității în procesul de culegere. O surpriză sau un beneficiu tangențial pentru noi a fost că timpul de integrare a unui nou angajat pe post a fost cu mult redus. Practic este mult mai ușor pentru un angajat să știe ce are de făcut fără să cunoască prea multe despre depozit și să aibă un timp de training prea îndelungat. Numărul de greșeli, așa cum am zis, cu 75% sau chiar cu 100% în anumite cazuri, dacă se respectă toate instrucțiunile date de aplicații și, bineînțeles, diverse criterii, având în vedere că putem vedea ce se întâmplă efectiv în depozit, putem să premiem și să motivăm angajații corespunzător. Cum v-am zis, trebuie să ne putem integra foarte ușor cu soluțiile existente, deci practic nu trebuie să schimbăm ERP-uri existente, asta ar fi destul de complicat. Noi venim cu soluții integrabile și ușor de adoptat, fără nevoie prea mare de training. Chiar în perioada asta am făcut implementări remote. Noi, în mod normal, avem o forță de agenți de vânzări care sunt împărțiți în toate zonele țării, astfel încât să putem merge efectiv la partenerii noștri. Dar în perioada asta cu COVID ne-am descurcat foarte bine și remote a fost tot în regulă cu implementările. Pe ce alte secțiuni mai activăm? Deci, cum v-am zis, pe partea de Warehouse Management System avem soluții pentru gestionarea depozitului și inclusiv soluția care v-am prezentat-o acum de GoPick. Pe partea de Transport Management System, practic, mutăm marfa din depozit către noduri, către partenerii finali, Last Mile Services și așa mai departe. Și platformele B2B care au fost foarte folosite în perioada asta de relaționare între depozit și între distribuitori și partenerii finali. Eu vă mulțumesc. Sper că informațiile care vi le-am transmis v-au fost de folos. Sper să vă întrețină curiozitatea și pasiunea pentru
digitalizarea în domeniul logistic și de ce nu sper să ne întâlnim pe, și pe viitor. Vă mulțumesc! Lucian, mulțumesc! Dovadă că prezentarea ta a stârnit interes, ai niște întrebări foarte concrete. Una dintre ele spune așa, care este costul per operator al GoPeak? Și apoi, dacă aveți un ROI pe operator? Da, deci cum am zis, am observat și creșteri până la 80% la anumiți operatori, la anumite depozite. Asta depinde foarte mult și de industria unde implementăm. De exemplu, pe industria farma, o creștere la 120 de linii pe oră de operator este o optimizare substanțială și e de dorit de majoritatea distribuitorilor din industria farma. Dar, cum v-am zis, una e să culegi cutii de medicamente, alta este să te duci să culegi frigidere sau așa. Și atunci numărul ăsta de linii culese poate să diferă în funcție de industria pe care se implementează. Dar față de soluțiile actuale cu hârtie sau cu scanere mari, sau am observat și crește față de soluțiile de pick by voice, care au fost mai greu de adoptat de către utilizatori. Asta soluția a fost foarte ușor de implementat, foarte ușor de adoptat de utilizatori și atunci return-ul vine foarte, adică mult mai rapid decât alte soluții. Dar bineînțeles, deci cine este interesat de optimizare în sensul ăsta, poate să ia legătura cu noi și o să facem o analiză detaliată pe domeniul pe care au nevoie și să propunem o soluție exact pentru a satisface nevoia respectivă. Cu ce sisteme se poate conecta aplicația? Este o altă întrebare. Noi avem făcute integrări cu diverse sisteme. În piața din România, pe piața farmaceutică, Total Soft-ul cu Carisma este la putere. Noi, de exemplu, avem sistemul de B2B GoPharma pentru preluare comenzi și așa, integrat cu 35 de distribuitori care fiecare au altfel de soluții. Aici intră soluții mari, cum ar fi SAP-ul, Carisma, de care am zis, Biz Deposit, care este soluția noastră de VMS, Senior și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de soluții pe piață cu care am făcut integrare. Noi avem și API-ul făcut, putem să ajutăm noi, având în vedere că suntem dezvoltatori, putem să facem noi integrarea sau putem să oferim API-ul pentru integrare către alți dezvoltatori, dacă este de dorit. Deci nu ar fi, să zicem, provocări majore la capitolul ăsta? Da, din experiența noastră ne-am descurcat cu orice am avut de integrat. Cum v-am zis, este și trendul care l-am observat, atât în țară cât și la nivel mondial. Deci integrarea este pe primul loc, este cuvântul de bază, nu schimbăm softuri, e foarte greu de schimbat un ERP și atunci este mult mai util și mult mai fezabil și mai ușor de implementat, făcând o integrare de succes. Cum gestionați reclamațiile? Este încă o întrebare și ultima pe care ți-o adresez live. Avantajul nostru este că avem o echipă de suport tehnic și de call center. Call center-ul nostru lucrează 24/7, deci oricând se poate apela. Avem o echipă de suport pe teren, avem 25, dacă nu mai știu, de agenți care sunt împărțiți pe teritoriu în toată țara. Noi lucrăm, avem vreo 2500 de farmacii care sunt partenerii noștri, vreo 1700 de cabinete medicale, 100 de depozite și atunci trebuie să fim peste tot în țară și suntem aproape de ei. Avem cele două canale, atât cu agentul local cât și call center-ul dedicat și după aia avem nivelele de suport plecând de la call center pe L1, L2, L3 și așa mai departe, pe care asigurăm divers timp de răspuns să le auri, astfel încât să respectăm dorințele partenerilor noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor speakerilor, dar nu încheiem încă. Ne-au rămas câteva minute în care să facem cumva, să facem un sumar al discuțiilor noastre și o să invit fiecare speaker să ne spună trei idei cu care auditoriul nostru de astăzi ar trebui să rămână după acest webinar. Marius, o să revin la tine și îți dau cuvântul pentru trei takeaways. Bine, scurt. Numărul 1. Transformarea digitală este o realitate, nu o opțiune.
Cred că absolut fiecare business trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Doi, aș spune, aveți curajul să anticipați, pentru că lumea se schimbă cu o viteză mai mare decât abilitatea noastră de a înțelege. Și atunci abilitatea de a anticipa și de a învăța de la ceilalți este foarte mare. Și al treilea lucru, focus pe eficiență și investiții continue în automatizări și dezvoltarea, în transformarea digitală până la urmă a fabricilor și a supply chain-ului. Cum ai zice tu, sau ce sfat ai da în alegerea partenerilor pe care să-i iei în cursa de transformare digitală? Cum depinde de dimensiunea organizației, de fondurile disponibile. Sunt tot felul de soluții, sunt parteneri care pot să vină cu foarte multe, de tip, să zicem, Microsoft, dar întotdeauna aș recomanda un fel de pitch, pentru că este greu de înțeles din prima, așa, doar dintr-o prezentare, o singură soluție. Dacă ai posibilitatea să alegi între mai multe soluții și să inviți la discuții 2 sau maxim 3, aș spune, provider de soluție, este cel mai bine să o faci. Noi am lucrat foarte mult cu companii din România. Există o piață bună și sunt foarte mulți antreprenori, companii de diverse dimensiuni care au soluții în România și la un preț foarte competitiv. Noi am cercetat asta și am făcut benchmarking față de alte țări. Deci eu recomand cu căldură folosirea companiilor existente pe piața românească. Este și mai ușor de lucrat, pentru că vorbim limba română, nu e întotdeauna facil să ne exprimăm în engleză, să aducem tot felul de consultanți. Nu vreau să par că am ceva împotriva altor soluții care vin din afară, dar după părerea mea și tot ce am făcut noi, tot am lucrat cu parteneri din România. Aș mai avea o întrebare. Ca orice transformare, ea trebuie să aibă acceptul oamenilor. Mi se pare o condiție esențială pentru succes. Cum ai spune tu că ai gestionat sau ați gestionat voi acest aspect, acela al însușirii de către colegii tăi, de către voi, a trecerii și a digitalizării, de fapt? Este un proces de, cum îl numește toată industria sau în practica comună, de change management. Până la urmă, oamenii sunt implicați, o parte dintre ei, în proiect, iar apoi începe un proces de change management prin workshop-uri, discuții, seminarii, diverse metode, astfel încât practic și tehnic oamenii să poată fi în stare să opereze cu noul sistem. Dar deja după ceva ani există foarte multă deschidere și aș spune că e tot mai ușor de implementat în ziua de astăzi. Asta este o veste bună. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă Dina de la Microsoft mai este alături de noi. Dacă nu, Radu, aș veni la tine să te întreb care sunt din perspectiva ta cele trei lecții, cele trei idei cu care trebuie să rămânem după această întâlnire virtuală. În primul rând, cum spuneam și anterior, trăim o perioadă de incertitudini, perioadă care se va prelungi. Incertitudinile vor căpăta o nouă formă. Aceste incertitudini ne transformă viața și business-urile și modul în care oamenii și companiile cu oamenii se întâlnesc și interacționează.
Transformarea digitală, sunt de acord că este o realitate și chiar și în domenii care de multe ori sunt privite ca fiind labor intensive, cum sunt lanțurile logistice și zona de depozite, chiar și aceste domenii vor fi afectate. Momentul în care trebuie să vă gândiți pentru adoptarea de noi procese, noi tehnologii, digitalizare, utilizarea datelor, e acum. Modul în care veți realiza această tranziție depinde de resursele pe care le aveți la dispoziție. Cu siguranță, companii mari vor prefera să utilizeze sisteme proprietary, să-și creeze propriile lor sisteme. Dar, așa cum spunea și domnul Meleșteu, procesele astea durează foarte mult timp, încep cu mulți ani și după două mandate de CEO o să vedem și rezultatele. Platformele digitale, așa cum este platforma Postis, reprezintă o soluție la îndemână pentru aceia care nu au la dispoziție resursele sau care doresc să accelereze implementarea de astfel de sisteme și să beneficieze de know-how-ul preexistent, de integrările care deja există și de capacitatea de a conecta, cum spuneam, oportunități cu resurse, de a utiliza date care nu sunt neapărat ale date din piață, care ajută la optimizarea proceselor de automatizare. Cam atât. Mulțumesc foarte mult. Lucian, tu ce ai spune ca și idei pe care trebuie să le reținem și cu care să mergem mai departe după această întâlnire? Da, păi principalele trei idei cred că ar trebui să fie să ținem pasul cu tehnologia, să fim atenți la ce apare nou, altfel ați văzut exemplu cu Nokia că au luat niște decizii nu prea fericite. E deja un clasic de manual Nokia, yeah. Din păcate. Practic trebuie să avem grijă că orice schimbare tehnologică poate, dacă nu ținem pasul cu ea, ne poate duce către o afectare serioasă a business-ului, dacă nu chiar o dispariție. Cum v-am prezentat și cum s-a văzut și în toate studiile care au fost făcute și v-au zis și antevorbitorii mei, soluțiile cele mai bune pentru implementare sunt cele care se integrează cu soluțiile existente. Deci integrarea este un cuvânt cheie în cazul ăsta, simplitatea la fel, pentru că trebuie să fie ușor de adaptat, mai ales în perioada asta în care trebuie să facem implementări remote și să facem un return on investment cât mai rapid. Iar spre final, cu un exemplu practic cu care ar trebui să rămâneți dintre ceea ce v-am prezentat, cu soluția de picking, optimizează activitatea de culegere în depozit, soluție dezvoltată exclusiv cu capital 100% românesc, cu programatori locali, așa mai departe. Deci, practic, o astfel de soluție poate fi un partener foarte bun pentru zona de depozite, pentru ajutorul picărilor în această zonă. Mi se pare foarte frumos că există atâtea resurse în țară, în România, pentru drumul ăsta spre digitalizare, care este, nu este simplu. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile voastre. Dacă există printre voi, dacă vreți să mai adăugați ceva, aveți ceva de spus în completare, ceva ce poate n-am întrebat? Cineva? Bun. Eu vreau să vă spun că, având în vedere că suntem acum toți afectați într-un mod sau altul de COVID, cred că ar trebui să ne concentrăm și pe părțile pozitive care se întâmplă. Cum a spus și Radu, antevorbitorul meu, s-au văzut creșteri mari pe partea de
dezvoltare digitală, deci practic multe dintre lucrurile care se întâmplau în regim offline se duc acum către online. Am văzut creșteri majore a comenzilor care se întâmplă între distribuitori și clienților sau între parteneri pe B2B. Vedem, simțim practic fiecare dintre noi ce se întâmplă și la medicii de familie cu rețetele care se duc către online. Deci, practic, cât mai multe dintre soluțiile care se desfășurau în regim offline, documente care se întâmplau cu statul la nivel european și așa mai departe, se digitalizează și atunci este un trend care trebuie să păstrăm pasul cu el și eu îl văd ca un trend pozitiv pentru că scăpăm de multă birocrație și sigur este un șoc acum pe moment în astea două, trei luni, dar pe termen mediu și lung trebuie să vedem că este un exemplu foarte bun și foarte pozitiv care o să se întâmple cu business-urile noastre. Industria farma chiar a fost impactată semnificativ. Ai spune că resimți încă tensiune în rândul clienților, tensiune în sensul că sunt încă panicați sau am început să ne obișnuim cu perioada și să trecem către un new normal? Păi, cum au observat și antevorbitorii mei, au fost un spike, o creștere în lunile februarie și martie, când s-au făcut suprastocuri atât la depozite cât și la farmacii, deci practic toți partenerii au crescut stocurile actuale. Practic noi am observat, avem o platformă de tip B2B numită GoPharma, unde practic sunt înregistrate toate farmaciile din România și pot să comande de la mai mulți distribuitori. Avem vreo 35 de distribuitori farmaceutici înregistrați pe platformă. Și am observat o creștere cu 30% a comenzilor. Deci avem în medie vreo 30.000 de comenzi pe lună și în luna martie a fost aproape vreo 40.000 de comenzi. Deci asta s-a observat atunci. Acum, din ce am observat, s-a mai liniștit treaba, s-a așezat și pe partea de TMS. Am văzut că curierii noștri și șoferii care livrează și au soluțiile de la noi au revenit la fluxurile anterioare și atunci denotă o liniștire și o revenire la normal a acțiunilor pe supply chain. Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, aș încheia spunând că, iată, ceea ce am povestit toți astăzi aici este cumva chintesența faptului că e bine să nu lăsăm o criză să nu o transformăm într-o oportunitate și exemplele voastre au arătat că chiar asta am făcut și la nivelul furnizorilor de soluții și la nivelul clienților care au găsit resursele să-și adapteze business-urile, să se reinventeze. Mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes! Și de ce nu mi-aș dori să ne revedem cu alte exemple de succes la un moment dat. La revedere și o zi bună! Mulțumim și noi! La revedere! Mulțumim! Mulțumim! La revedere! La revedere!